Vine moșul? Vine moșul. Cu nuiaua? Fără nuia de data asta. Cu ce vine? Cu o păpușă pentru nepoți și cu dulciuri. M-a aglomerat, foarte aglomerat. Mă așteptam, e în fiecare an aceeași poveste. Și de ce ați așteptat până? E un obicei de care românul nu scapă, să aștepte ultima barcă, ca să nu spun ultimul tren. Mai greu aici, de acasă, că stăm aici... De cât timp? Păi avem aproape o oră, o oră fără un pic. Deci ați lăsat pe ultima zi? N-am avut timp. Deci că totul e gratis. Vă așteptați la astfel de cozi? Da, în fiecare an au fost și... de fiecare sărbătoare. După cum era de așteptat, raioanele în care lumea s-a înghesuit au fost cele de jucării și dulciuri. Să uităm de aglomerație, să uităm de trafic, pentru că cineva anume nu ține cont de toate astea. Vine noaptea de 5 spre 6 decembrie, nu